Well, the United States cannot allow them to take Ukraine. Statele Unite nu-i poate permite Rusiei să cucerească Ucraina, pentru că consecințele strategice pentru Europa sunt de neacceptat. Rusia nu poate atinge un tratat de pace fără să rezolve chestiune cu granițele, cel puțin legate de Donbass sau alte zone. Ucrainenii, evident, nu vor accepta aceste cesiuni de teritorii și americanii nu pot trece peste. Întrebarea reală este unde va fi trasă linia. Suspectez că cel mai mult ce poate obține politic fiecare ar fi un război înghețat, însă războiul trebuie să se încheie, pentru că pe măsură ce continuă, devine ce în ce mai periculos.